Salutare și bine v-am regăsit aici pe canal, aici pe LCH Gamer. A trecut ceva timp, a trecut aproape un an, dacă stau bine să mă gândesc, de când nu ne-am mai auzit, dar iată, vin înspre voi tot la cererea voastră. Am dat drumul la Liga de Fantasy Premier League și odată cu acest lucru au apărut întrebările, dar noi unde vorbim? Dar LCH, dar like, ce ajută? Bine, n-a fost nicio întrebare. M-am gândit să dau drumul la un Discord, la o nouă comunitate, la echipa LCH Gamer de Fantasy Premier League. M-am uitat zilele astea la ligă insane, insane de multă lume și vreau să vă mulțumesc că ați intrat în această ligă. Dacă încă nu ați reușit să intrați în liga de pe Fantasy, aveți în descriere codul, link-ul și cum trebuie să faceți să intrați. Și pentru că am zis că dăm drumul la o comunitate nouă, aveți aici în dreapta ecranului vostru, în stânga ecranului meu, un cod QR. Acest cod QR vă duce pe comunitatea de Discord, acolo unde putem să vorbim, să ne dăm tactici, să dăm mimuri, să spunem ce am mai descoperit, să facem o retrospectivă a etapei, să comentăm etapa ce va să vină, să spunem cine este jucătorul care ne place cel mai mult și așa mai departe. Mai putem să găsim acolo informații despre FIFA, despre Online Soccer Manager, sub channel de muzică, sub channel de seriale. Hai să facem o comunitate mare, hai să intri în echipa mea, hai să intrați în echipa mea cât mai mulți. Dar până atunci, până să vă arăt Discord-ul, hai să vedem ce ne-a pregătit FPL în acest an. Sunt foarte, foarte multe opțiuni pe care le putem avea în acest an interesante. Și aș vrea să încep cu Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, care a avut un start excepțional la Arsenal în amicale, ce-i drept. Însă, care a arătat că dacă este pus în valoare, poate să dea goluri și multe goluri. Eu cred că Gabriel Jesus trebuie să fie un must, un must foarte mare. Salah, din nou, ar trebui să nu lipsească dintr-o echipă de FPL. L-am văzut în Supercupă cu o poftă de joc, doar și-a renoit contractul, nu-i așa? Și cred că va fi un capitan bun în prima etapă. Aș fi vrut, sincer, să-l punem și pe Haaland. Aș fi vrut ca Haaland să confirme. Însă am citit undeva și am aflat un lucru. Ci că Haaland are o clauză care îi permite să se odihnească, îi permite să nu se rupă. Așa că heavy rotation-ul lui Pep va funcționa de minune și anul acesta. Și de aia pare a fi un pic cam greuț să-l ai pe Haaland în echipă. Mergem la apărare, unde Perisic, mie personal, mi se pare o opțiune incredibilă, având în vedere că el joacă, de fapt, mijlocaș. Tot pe această gândire, putem să mergem la prietenii noștri de la Arsenal și să luăm pe Zinchenko. Doar 5, ca și preț, și în același timp, joacă sus. A jucat în ultimul amical, a jucat mijlocaș. You never know. Neco Williams mi se pare un jucător care nici el nu ar trebui să lipsească din echipa de FPL. Transferat de curând la Nottingham Forest, va fi un punct forte al echipei pentru următorul sezon, pentru că a arătat atât cât a jucat la Liverpool, că este un jucător foarte bun. Nu cred că trebuie să lipsească De Bruyne.
De Bruyne nu cred că trebuie să lipsească. Walker Peters ar putea să fie și el o bună opțiune, însă cred că și Cancelo este un must. O să vedeți că o să joace din ce în ce mai bine. Și cred că aici intră Cancelo și putem să băgăm și un Walker Peters. Hai să vedem. Îl luăm pe Price. Și ne ducem până în spate. Să vedem dacă am avea cumva ceva în spate. Tanganga nu cred că e o soluție viabilă. Zuma ar putea să fie o soluție viabilă. În schimb, este un jucător, un fundaș central care când cum, nu, el apare la cornere. El este foarte bun la cornere și dă goluri, a dat goluri. Însă, parcă Walker Peters mi-a părut sezonul trecut ceva mai bun. A dat un assist, a avut 6 clean sheet-uri și un gol dat, pe când Zuma un gol, 5 clean sheet-uri fără assist-uri. Cel puțin din punct de vedere al statisticii, foarte bine stă Walker Peters. N-aș lua nimic de la Tottenham, n-aș lua Reguilon. În schimb, așa, ca și preț mic, nu cred că ar mai fi cineva, așa că, sincer, rămân pe Walker Peters. Deja am consumat niște bani, mai avem doar 41 de milioane. Mergem la portar. Pickford știm sigur că este titular, iar tot așa un portar, cred că ar fi Gazzaniga titular la Fulham, cred, nu sunt sigur ce portar va să joace. Adrian, l-aș pune pe Adrian, sincer. Cred că Alisson o să mai fie un pic accidentat, nu cred că o să intre din prima etapă. În schimb, altceva de 4 nu văd. Păcat de Areola, că e 4.50, Meslier și el e 4.50. Avem deja, n-aș vrea să am doi portari de 4.50, așa că voi mai aștepta. Era destul de, părea o accidentare mai serioasă a lui Alisson, așa că de dragul jocului o să-l iau pe Adrian și de dragul faptului că au câștigat împotriva celor de la City Supercupa. Mergem la atacanți și îl iau pe Vardy. Mergem la mijlocaș, unde? Cred că e o alegere grea, sincer. E foarte greu aici la mijlocaș. Dar m-aș duce pe Saint-Maximin, Saka. Saka s-a mișcat bine, Saka e totuși 8. Zaha cât e? Zaha e 7 și Saint-Maximin 6.50. Luăm un Saint-Maximin. Ce am mai putea să luăm aici la atacanți până la urma urmei? Haaland, Kane, Ronaldo, destul de scump aici, Alvarez nu are rost, ar mai fi Daka, da? E totuși Daka, Vardy, da, dacă nu o să mai joace cu Vardy. Wood sigur o să joace, Wood nu știu dacă mai are cumva Newcastle. Ceva nu. Mitrovic iară este o soluție. Știți cum îi vine ca și goalgetter din Liga a doua. Nu știu, Calvert-Lewin, Havertz oricum joacă prea în spate, nu l-aș pune. Nu știu.
Greu, greu, greu. Kane, scump. Hai să mai vedem aici. Hai să mai vedem aici. Dacă luăm Sakau. Rămânem cu un 8.50. Ne ducem la ultimul să vedem, maxim de 4.50 avem, se pare. Chalova, nu. Sumare, poate, Milwar. Greu, greu cu ultimii doi în 8.50. Stai, Sam Greenwood. Pe care am văzut că foarte multă lume l-a luat. Am putea să-l punem și noi aici. Și am rămas doar cu 4. 4, ceea ce nu mă foarte mulțumește. Că nu mai am ce să iau. Din spate nu pot să mai scot nimic. Poate va căpita și să bag aici ceva de 4. Bine, hai cu Brandon Williams. Dacă am Neco Williams, am și Brandon Williams. Și aici, atunci rămânem cu, o să le iau pe Milivojević, doar așa ca să n-am double Tottenham. Cam asta ar putea să fie prima echipă din prima etapă. Cred că Zinchenko o să mai crească în preț. Cred că Zinchenko o să mai crească. Brandon Williams, sigur. O să mai crească. Maximin se duce și el în 7. Greenwood ăsta și el în 5. Jesus 8.50, dacă nu chiar 9. O să mai crească. Salah totuși mi se pare scump. 13. Poate un 12 ar fi fost cel ok pentru începutul jocului. Ronaldo n-are ce să caute momentan aici. Este prea incert pentru ce se întâmplă cu el la echipă. La fel și cu Haaland. Prea incert totul. Eu zic că asta este ce trebuie. Și avem așa, Cancelo și el în primul 11, dacă nu începem cu acest Greenwood, începem cu un 4-4-2, cu Neco Williams, Perisic, Zinchenko, Cancelo, Salah, De Bruyne, Saka, Maximin, Vardy, Jesus, Pickford în poartă, Salah, capitan, De Bruyne, vice-capitan, și cu astea aici pe bancă și salvăm echipa. Asta este echipa de start. Dacă aveți îmbunătățiri, soluții sau alte idei de echipă, intrați mai jos, aveți QR codul, intrați pe Discord, lăsați-vă echipele acolo și ne auzim, bineînțeles, pe Discord să discutăm. Până una alta, să nu ziceți că v-am mințit. LCH Gamer League, intrați aici, după cum vedeți, suntem o grămadă, o foarte mare grămadă, suntem două pagini, nu mă așteptam și chiar vreau să vă mulțumesc pentru asta. Asta a fost cu episodul pentru astăzi, primul episod, 1 august, aici cu voi, de acum. Nu uitați, ne vedem pe YouTube. Ne vedem pe Facebook, ne vedem pe Instagram, ne vedem chiar și pe Twitter, toate linkurile în descriere, dar cel mai important, ne auzim și ne vorbim pe Discord. Hai, v-am pupat, spor la joacă, ne auzim înainte de prima etapă din FPL.